urmează o doamnă cu totul și cu totul specială. Pe numele Mariana Pakis. Este o doamnă de teatru, de operă și de televiziune. O doamnă care deține un record mondial înregistrat în World Guinness Records Book. O doamnă care la minus 6 grade a lucrat timp de 9 ore pentru o formă de artă care se numește sand art, a desenat în nisip. Flacăra pârpâindă. Prima noapte de Hanuca. Afară bătea cribățul, dar în casă era cald și bine. Rabinul Baruch de Mezibush, nepotul renumitului rabin Baal Shem Tov, era înconjurat de discipolii lui. Vino stătea cu fața la menoră și a spus binecuvântările, plin de har, de sfințenie. A aprins lumânarea, a aprins șamașul și apoi a aprins prima lumânare de Hanuca. Au început să cânte Hanelu Hayalu Hanumanechim. Chipul ei era luminat de o sfințenie și de o bucurie de nedescris, în timp ce discipolii se uitau la el intens. Flacăra lumânării ardea puternic. Rabinul și discipolii s-au așezat alături și au început să cânte. Mazuieșuati și alte cântări de Hanuca. Dintr-o dată, lumina lumânării a început să pâlpâie, deși nu era nici urmă de priză în casă. Flacăra pâlpâia și era din ce în ce mai mică. Și apoi a dispărut. Nu s-a stins. Nu era urmă de fum. Pur și simplu dispăruse. De parcă fugise undeva. Însuși, rabinul prea surprins. Ajutorul lui s-a îndreptat spre lumânare cu intenția de a o aprinde din nou. Dar rabinul l-a îndepărtat. Le-a spus discipolilor să continue cântările. De câteva ori, printre cântări, rabinul recita pasaje din Tora. Seara a trecut lin și discipolii prezenți parcă uitaseră de incidentul cu flacăra. Aproape de miezul nopții, un zgomot puternic de roți, de trăsură, alunecând pe gheață, a spulberat liniștea. S-a deschis ușa larg și un discipol dintr-un sat învecinat a intrat în gravă. Arăta înspăimântător. Hainele erau rupte și murdare. Fața era desfigurată și însângerată. Și totuși, în ciuda aparenței fizice,
ochi, ochi și trăsăturile feței îi erau luminate de bucurie. S-a așezat la masă și cu toți ochii ațintiți asupra lui, a început să vorbească precipitat. Nu e prima dată când vin la Mizibuș. Pe acest drum forestier știu ca-n palmă, dar săptămâna asta mi-a lovit un vifor cumplit care n-a încetinit. Începuse chiar să mă îngrijorez că nu o să ajung la timp. Nu o să ajung la timp să fiu corabinul în prima noapte de Hanukkah. Gândul ăsta m-a tulburat atât de tare cât am hotărât să nu aștept să se termine furtuna și să o confrunt noapte și zi cu speranța că voi ajunge la destinație la timp. Trebuie să recunosc că a fost o decizie nebunească, dar am înțeles asta mult prea târziu. Azi noapte am dat nas în nas cu niște bandiți bucuroși să mă jefuiască și au imaginat că sunt un negustor bogat, ale cărei treburi financiare nu suportă amânare. Atât timp cât am ieșit și eu pe vremea asta singur în noapte. Așa că mi-au cerut să le dau toți banii. Am încercat din răsputeri să le explic că nu era așa. Însă nu m-au crezut că nu am niciun ban. M-au apucat caii de hățuri, s-au năpustit în trăsură, s-au așezat de o parte și de alta și m-au condus așa până la șeful lor ca să-mi decidă soarta. În timp ce își așteptau căpetenia să sosească, m-au întrebat și examinat în detaliu, mi-au percheziționat întreaga trăsură, m-au bătut, încercând să scoată de la mine secretul banilor ascunși. Nu puteam să le spun decât adevărul, dar ei nu vroiau să-l creadă. După ore întregi de tortură, m-au legat și m-au aruncat într-o piriță. Îmi sângerau rările, mă dorea tot corpul. Am rămas acolo, până în penserat, când a venit într-un final liderul lor să mă vadă. Am încercat din răsputeri să explic câtă bucurie simt în prezența rabinului meu și cât de important era pentru mine să ajung să încep sărbătoarea cu el. Atât de important merita să merg în viață călătorind în miez de noapte. Se pare că l-au impresionat vorbele mele. Sau cine știe, poate a fost convins de faptul că nu și dase nici măcar sub tortură. Oricare ar fi fost motivul, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a eliberat. Și căpetenia mi-a zis, simt că ți-e mare credința în Dumnezeu și dorința de a fi alături de rabinul tău e cinstită și intensă. Să vedem acum
Dacă asta este adevărul, o să te eliberezi. Dar trebuie să-ți spun că drumul e plin de pericole. Nimeni nu se avântă singur în pădure pe cribețul ăsta. Poți pleca. Și cum ți-o fi norocul dacă reușești să scapi de vătămat, de fiarele nopții și de vremea cea rea? Îți promit că-mi sparg gașca de bandiți și mă îndrept. Dacă ajungi la periferia orașului, arunc o batistă în șanțul de la marginea străzii, în spatele felinarului. Unul dintre oamenii mei o să aștepte semnul de la tine. Și o să mă înștiențeze. M-a cuprins panica. Deja îndurasem destul. Acum și mai multe coșmaruri mă așteptau. Dar gândul la rabinul meu și la bucuria de a fi alături de el când aprinde menora, m-au determinat să pornesc la drum. Mi s-a înapoiat trăsura și calul și-am pornit la drum. Era pesme, era pesme, auzeam fiarele pădurii în ce mai aproape și mi-era teamă că o haită de lup mă va înconjura. M-am aplecat peste cal și l-am înghiontit să pornească odată. Nu vroia să facă niciun pas în pesna înfricoșătoare. Nu știam ce să mai fac. În momentul acela, o lumină a început să pâlpâie în fața trăsurii. Calul a urmat-o. Lumina mergea înainte. Calul după ea. Animale pădurii parcă fugeau din drumul nostru, ca și cum flacărea ne pornea. Am mers în urma luminii până aici și n-am ținut cuvântul că am aruncat batista la locul stabilit. Cine știe? Poate bandiții aceia, fără suflet, se vor îndrepta în numele luminii. Exact atunci, discipolii au observat că lumina lumânării rabinului reapăruse. Ardea ca și cum nimic nu se întâmplase. De Mariana Pati. Felicitări din nou doamnei Mariana Paciș, o doamnă de teatru, de operetă de televiziune și, nu în ultimul rând, de artă în nisip și v-aș invita să-i cântăm un lamă în țară, având în